Прикарпий тросил. Эффект ряда. Entrare a nuotare. Интердиссер. Ne-a oprit la prima linie, stop, pe urmă merge la o rampă. Prim la linie și semnul totodată. Și lumea mă întreabă, cum? Chiar așa? Fără mită? Fără nimic? Zic, da, niciodată în viață nu am dat și nu am primit mită. Dragii mei și dragile mele, bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. În sfârșit, să miros lăvânțica, în sfârșit am susținut examenul auto. Știți că un timp îndelungat, atât a durat școala auto până am susținut, iată, săptămâna trecută, examenul. Și mă bucur pentru mine, căci la vârsta mea, după 60 de ani, când niciodată nu-mi doream să conduc mașina, acum, datorită copiilor mei, care m-au motivat și au zis, mergi și să poți conduce. Când vii la noi în Canada, să poți să călătorești, să poți de una singură să te duci unde vrei cu bunelul. Și le mulțumesc foarte, foarte mult. Corina și Vyacheslav, vă mulțumesc foarte mult că m-ați motivat. Și anul trecut, când m-am întors din vacanță, din Canada, fără să mai revin, m-am dus îndată la școală. Desigur că mi-am dorit o școală lângă, aproape de casă, să-mi fie mai ușor. Deci cel mai important când mergi la o școală auto, să-ți cauți școala cuvenită, care îți place ție. Că nu poți de la început să cunoști cum predau, ce instructori, Și de aceea eu nu m-am informat. M-am dus, mi-am ales școala lângă, mai aproape de casa mea, mai aproape de care era foarte aproape. Și foarte mult mi-a plăcut. Vreau să vă zic că școlarizarea mi-a plăcut și îmi ziceam, păi toate aceasta, tot regulamentul, tot ce ne învață pe noi, trebuie să știe toată lumea, fiindcă noi toți suntem implicați în trafic, ca pieton, ca conducător auto, ca pasager. Și chiar m-a frapat că mie am început să-mi placă teoria. Și m-am înzestrat cu toată literatura care ne-au propus-o la școală. Uitați-vă câte întrebări și teste, caițelul, cărticica asta, caietul ăsta care ne l-au propus cu teste, iată, tot interfelit, așa să zicem, învățat de mine, regulamentul circulației, l-am numit Biblia rutieră, am numit-o, și multe alte conspecte. Eu, ca elev sârguincios, cu multe conspecte, cu multe însemnări, cu multe detalii, cu multe instrucțiuni și multe foi, am început să studiez. Și vreau să vă zic cum domnul profesor la noi, domnul Vasile Popșoi, ne spunea, păi fetelor, de acum nu veți uita la reduceri pe drum, la reduceri, la chestii de femeie, nu -ți căutați cu ochii reducerile, dar veți învăța semnele de circulație. Și chiar așa și era. Îmi luam regulamentul rutier și în fiecare zi învățam câte un
învățam semnale rutiere. Duceam observație, ce se face în trafic, cum se conduce. Și ea, decembrie, zi de zi, fără absențe, cu creionașul în mână, conspectam, învățam, întrebam ce nu mi-era clar și în decembrie am susținut școlarizarea cu succes. Și pentru mai departe urma ca la registru să dau examenele, să mă înscriu online, căci doar așa te înscrii online la examenul practic, care trebuia să fie peste 2 luni. În luna, dacă m-am înscris în ianuarie, în martie. M-am înscris la 29 martie. 2 luni de zile am avut timp să mă pregătesc. Dar, de fapt, după cum știți, că la început de ianuarie am fost în vacanță, toată luna ianuarie am studiat online. Online sunt bilete, la fel după această carte, sunt teste, sunt bilete. După manualul acesta mă conduceam aici din manual, online sunt toate testele, sunt și exemple de bilete, este foarte, foarte transparent. În fiecare zi mă antrenam cu biletele, câte 5 bilete. Biletele care nu mi erau clare, le repetam, iarăși mă întorceam la ele. Undeva s-a primit că am repetat biletele undeva de vreo 5 ori, pentru a cunoaște că toate biletele, toate departamentele, să zicem, toate secțiunile, pentru a fi încrezută în sine, toate secțiunile să fie bine, bine prelucrate. Și când am simțit că sunt pregătită, atunci am început și să practic, s-a mai ameliorat timpul și în februarie am început să practic, o dată în săptămână, apoi în luna martie, de 2 ori în săptămână, am practicat terenul, am practicat orașul, am practicat pe 2 mașini, la registrul examenului se susține pe Škoda, automat, dar am avut și un instructor, am mers și pe Renault, să mă simt bine, să simt mașina, să simt cum lucrează frâna, cum se începe pornirea, cum te oprești, cum stopezi, sunt lucruri foarte, foarte importante. Dacă toate etapele le-ai fixat, le-ai aranjat și atunci când ești încrezut în sine și datorită practicii, am mers la examen. Teoria am dat-o foarte ușor, în 7 minute am rezolvat testele, am ieșit și sigur că din prima nu l-am susținut, fiindcă nu s-a primit garajul. Și am încercat, după luna martie, am mai urmat o pauză, apoi iarăși m-am dus la odihnă și iarăși m-am programat online peste 2 luni de zile. M-am programat online peste 2 luni de zile și asta era, trebuia să merg la examene undeva la sfârșitul lui mai. Desigur că luna mai mi-am ales o altă școală, la fel după recomandare. Alți instructori, alte tehnici, alte abilități, alt comportament, altă atitudine. Și mai în dinamică îmi plăcea foarte mult, înțelegeam mai ușor și sigur am susținut și terenul și proba practică din 2 încercări. Este să fii încrezut în sine, cunoscând regulile de circulație, de aplicat și încrederea în sine, răbdarea, credința, îți ajută să susții examenul cu succes. Mult m-au ajutat youtuberii. Am ales foarte multe canale din YouTube care m-au ajutat. O să vă atașez link-urile în descriere la canalele care m-au ajutat să cunosc multe trucuri, multe taine, secrete în conducere. Un canal românesc, un canal a unui youtuber din Ucraina și un canal care este condus de 2 doamne, 2 instructoare din Petrozavodsk, special pentru femei. Mi-am ales fiindcă
Lămuresc foarte, foarte bine, foarte, foarte ușor pe înțelesul femeilor. Pe tinerii care vor să susțină examen auto, să vă încurajez și să fiți perseverenți, să studiați, să aplicați în practică și atunci cu încredere și cu încredere și cu încredere veți da examenul, căci tot este posibil. Eu vă iubesc, vă mulțumesc că ați fost cu mine, vă mulțumesc, să fim în siguranță la trafic.